Băieți, trebuie să râdeți și voi acum. Vezi că te fluieră. V-am pus să fluierați ca acest cadou să-l fac lui Iohannes. Aplauzele le iau eu. Pe două bancuri scurte, dar extraordinare. Și că Iohannis a fost la o nuntă, s-a îmbătat și a vorbit toată noaptea două cuvinte. Iohannis, unde dracul îl fi găsit și pe ăsta? Dar să nu mai facem politică, că s-a ajuns să face politică până și în WC-uri, să screme lumea. Poate salvează țara de la nenorocire. Am venit îmbrăcat la mânecă scurtă, pentru că a venit primăvara, ghiocei, o să vină și vara, căldură. Acum, toți românii sunt fericiți, primăvara. Ce minunăție să vezi zâmbetul pe fețele românilor, pentru că a apărut ștevia, loboda, urzicile. Păi eu am mâncat o săptămână urzici, ieri când m-am tăiat la deget, în loc de sânge a curs clorofilă. Dar bine că avem ce să mâncăm. E frumos, dar abia aștept să vină vara. Mi-aduc aminte să vă povestesc așa că dacă o luăm să discutăm de iarnă, de... e trist. O să vină Paștele, iar motiv să bem. Hristos a înviat, chestii de astea. Mi-aduc aminte anul trecut de Paște, mi-am bătut frigiderul de foame. Veneam de la un chef. M-am dus eu la alimentară, mi-am luat două sticle de coniac, Crucea Roșie, am băgat în dotator bucuria matelor, mi s-a făcut foame. Mă duc la frigider, deschid ușa și în el nimeni. Îi zic, jigodie, nu știi să faci decât frig? Te am de 25 de ani și nu faci tu un cârnat, un ou? L-am bătut de la înzăpăcit, i-am tăiat conductele, i-am băut amoniacul, în timp ce eu băteam frigiderul, vecinul tăia mielul. De unde și-a luat miel? De la second hand. L-a luat mai ieftin, dar l-a luat. L-am întrebat după Paște, bă, Vasile, ce defect avea, mă, mielul ăla? Zice, nu știu, dracu, dar până să-l tai, mi-a lătrat toată noaptea în balcon. Era Caniș. Îmi place când zâmbiți. Ce e mai frumos? Știți cum se zice când râde românul popular? Că își arată fasolea. Am vrut să văd cum mai stați cu fasolea pe București. Bine. Am văzut pe acolo boabe lipsă, dar... S-a grăbit omul să mă vadă. Să revină, să vină căldurile, București ăsta o să dea în clocot, o să fiarbă asfaltul, o să înceapă căldurile alea încât o să ți se facă bătăturile în pantof popcorn. O să fie jalea pământului, dar ăia cu lovele, litoral. Eram la o băută. Acum te recunosc. Încă îmi place. Dacă nu beau, nu mai ia liftul. Și hai acasă. Ca omul care bea normal. Adică din stâlp în stâlp, din gardă în gardă. Hai și eu acasă. La mine pe stradă, chef. Nu, băi, dansau ăia, horă, muzică. Zic, ha, e rost de băut gratis.
vă învăț un lucru. Pe oriunde treceți, dacă auziți în vreo curte horă, muzică, intrați și beți. Mâncați. Al dracu, dacă vă întreabă vreunul, mă, tu al cui ești? Așa am intrat eu. A luat o cană de vin, am turnat în pământ, am umplut-o, am băgat-o în mate, mi-am pus a doua cană de vin, trece unul pe lângă mine. Zic și eu, să mă bagă în seamă, trăiască mireasa. Și mă trezesc cu un pumn în ochi. Și zice ăla, nu e în nuntă, băule, e în mormântare. Păi cu ore, cu dansuri, da. Vecinul o îngroapă pe soacră sa. Vă dați seama cât a iubit-o dacă i-a scris pe colivă la mulți ani. Se ducea la ea, te dă o pupată, te o scuipa să nu dă oache. Vă, m-am îmbătat firara, dracu de băutre, mi-am băut creierii. Aiurea e când îți bei mințile. Eu stau aici, aproape de Gara de Nord. Atât de beteream încât am încurcat mijloacele de transport. În loc să iau tramvaiul să mă duc acasă, am luat un tren. M-am urcat eu în tren, bă, lux, aer condiționat, că spărțese lumea geamurile. Mi-aduc aminte ca așa cu. Am plecat marți, am ajuns marți. Iohannis vorbește repede. Să vezi trenul ăla. Aglomerație. Tătea lumea în tren ca pești în conservă. M-au văzut, m-au cunoscut din niște bancuri. Le-am zis, bancuri m-au cinstit. M-am îmbătat, m-am făcut fleșcă. Zic, bă, pauză. Mă așez să mă odihnesc. Mă așez eu pe mine, bag soileală, adică băga cornul în pernă. Cum dormeam așa, mă trezesc cu unul că vine la mine și una în inversul feței. Și îmi zice, scoală. Mă uit la el și îl întreb, ce? El zice, scoală. Ce? Că pe tine. Mă, nebunule. I-am învățat la școală că se scoală diverse părțile corpului, dar să mă scol pe mine, n-am auzit. Zice, scoală că-ți trag un clește în gură, zic, auleu, să nu-mi dărâm gardul. Dai că mă scol acum. Nu, dacă mă ridic. În timp ce mă chinuiam să mă ridic, bă-mi trece pe minte o reclamă care o mai dau așa pe la televizor. Apare unul și arată cu degetul, așa zice, sunt cetățean european și am drepturi. Zic, se vede ceva lui ăsta. Mă ridic și mă iau de el. Cine ești tu, mă, zici mie, scoală, scoală, sau ce dracu zice acolo? Tu știi că sunt cetățean european și am drepturi? Cine ești tu? Și el zice, nașu. Zic, nașu? Nașu cui? El zice, nașu trenului. Și el, dracu, cât bani ai avut, i-ai cununat pe toți? Zice, mă, scoală și coboară că trag un clește în gură. Norocul meu că ajunsesem la capăt. Am luat-o și eu cu turma care a coborât. Și ajunsesem în stațiunea Momâia. Așa îi zice, că palmierea afară, mămâile pe plajă. Mă plimbam pe faleză să mă bată vântul în freză. Doamne, un tablou, dacă mergeți la mare, băi, și mă întâlniți, cumva. Să-mi spuneți dacă am avut dreptate sau nu, la ce vă povestesc. Tablou. Să vezi toată lumea despuiată, fiecare vine la mare cu ce are acasă. Păi, fraților, vorbesc cu femeile. Cele mai simpatice ființe de pe plajă, bărbați. Să vă uitați la bulanele bărbaților. Unii mai strâmb, mai cărcănați ca alții. Sunt unii, nici nu zici că au bulane, macaroane cu păr. Pe cuvânt, a trecut unul pe lângă mine, n-avea macaroane, tăiței. I-am zis, nu te opri că te înfigi în plajă. Du-te, tăticule, du-te. Mă, acum noi ca noi. Dar și voi muierile ați luat-o razna.
Păi când dragul, bă, cu un ghem de sforă se îmbracă toată plaja? Te vezi sfoara în față, te vezi pe unde tragi cardul. Sfoară în spate, în laterale niște noate. Și ce e bine că dacă te lipești de una și o duci la hotel, nu zici dezbracă-te, deznoadă-te. Părmă, nu te mai poartă sotiene. Și culmea culmilor, că nu alea tinere, alea trecute de 45-50 de ani. Să le vezi, da, doamnă, așa e, bă, să mor dacă nu. Să le vezi cum umblă. Știi cum le zic eu, femei îndrăznețe. Pentru că au ce să arăte. 80% din ele sunt foarte tantoșe. Era una să chinuia să ridice după cearceaf. I-a zis cu atenție, doamnă, să nu călcați pe ele. Și mi-a zis, bețivule. Zic, da, fără, dacă nu beau două zile, pot să stau drept, făcând ale tale, pot să le cânt prohodul. A lăsat-o în pace, zic, nu mai iau cu muierea în gură. Mai mi-a luat o bere, hai mă, printre oameni, hai. Am văzut o chestie care mi-a trecut pe minte și mi-a luat aminte de ea acum. Era unul cu una, bă, fraților, ceva vis. Ea zice că e fugiță după poiul unde la Cătălin Botezatu. Mă, avea un mijlocel. Tras printr-un tunel. XXX, el trece 2 ani. Și cum se vedea ce ar și-a fost sub ea, zicei că stă pe Batista. Bărbasul, unu, Schwarzenegger. Pf, un metru. O dădea pe umflata cu alifie. Cu ce credeți că o dădea? Cu trafaletul. Băga trafaletul în găleată, flânca, flânca pe umflată. Dă ce dă și la un moment dat striga aia, țâța! A luat o halcă de carne, a aruncat-o pe spate, a mai dat jumătate găleată. Număr eu gălețile voșase. Îl bat pe pitican, e pe umăr, bă! La cât ai dat pe asta, zic, răveai un apartament cu 3 camere. Dar dacă dragoste nu e, nimeni nu e. Vorba lui Gheorghiu. Și am lăsat în pace. Haideți, du-te, mai plimbă-te. Mai mi-a luat o bere, vă, pe unul, zice că s-a spart conducta cu umflat. Atât avea magazia de alimente. Zic că s-a înghițit noptiera de la hotel. De ce m-am gândit că e noptiera? Că ai deasupra butonul de la sertar. Sfărăia umflatul, de tremurau umbrelele pe plajă. Lângă el un copil în geaua înghețată. Trage o limbă, două, se împiedică de un cearșaf, îi sare înghețata. Direct l-a umflat pe noptieră. Ăla când a vizit-o, am uitat, vă să vă zic, era înghețată de cacao. Când a vizit înghețata pe noptieră, s-a uitat, a văzut și ce culoare are, a luat-o cu scârba, a aruncat-o, s-a uitat în aer și a zis, firețe dracu de pescăruși. Parcă n-aveți mațe, aveți frigidere. Da, vorba lui Bățescu, iarna nu-i ca vara. De la bun început am vrut să vă spun că sunteți un public fantastic. De-abia aștept să plec. Să vă spun ultimul ban care este extraordinar. În pădure, mare zarvă. Melcu fugea. Gândiți-vă și voi un melc fugind. Se întâlnește cu urs. Și îl întreabă urs. Unde fugi, mă, nebunule? La care melcu zice, vine ANAF. Și eu acasă, sormea acasă, mama acasă, copiii acasă. Ne ia pe toți de unde zără, cum am avut bani de atâta acasă. A trebuit să fugi și tu. Dar ursul eu de ce să fug? Păi tu blană, măta blană, fii tu blană, surta blană, toți blănuri.
De unde te-ai avut atâtea bani? O rupe la fugășeala să nu le ia anaful. Se întâlnește cu struțul, struțul oprește pe urs. Unde fugi, bă? Vine anaful. Eu cu blânurile, cu casele. Fugi și tu. Struțul zice, de ce? Eu de ce să fug? Păi tu treci pe picior mare, mă tap pe picior mare, tac tu pe picior mare. Tot treci pe picior mare, fugi că te ia anaful. O rupe la fugă, se întâlnește cu maimuța. Maimuța îl întrebă pe struț, unde fugi? Vine la anaful. Ăla cu blenurile, cu casele, eu pe picior mare, ar trebui să fugi și tu să nu mai intre. Mai mult dar nu stă pe gândul, o rupe la fugă. Nu fuge nici vreo 50 de metri și se oprește. Te zice gândul ei. Eu de ce dracu fug? Eu sunt în curgol, surme în curgol. Să vă văd peste 5 ani cu ce vă îmbrăcați. Jean Paller. Pușcă vine anaful.